Domnule prefect, de ce se face relocarea acum? De ce a fost nevoie înainte? De ce n-a fost posibil până acum? A fost nevoie de identificarea unei soluții juridice după mai multe discuții cu ministra Justiției Alina Gorghiu și cu ministrul mediului Mircea Fecheț. S-a identificat această soluție juridică, o soluție juridică pentru care relocarea să fie posibilă în sanctuarul de la Zărnești. Ea a fost identificată, actele normative, ordinul ministrului mediului a fost emis, autorizarea pentru ursul de pe Transfăgărășan, pentru unul din urșii de pe Transfăgărășan a fost emisă și iată, suntem astăzi în situația de a începe propriu-zis procedura de relocare, o procedură care presupune înainte de toate montarea unei capcane pentru urs, o procedură care nu pune în pericol nici viața reprezentanților instituțiilor statului, nici viața animalului, o procedură propriu-zis sau mai exact care presupune montarea acestei capcane de urs, ademenirea ursului înăuntru ei și transportarea ulterior în sanctuarul de la Zărnești, în condiții de siguranță atât pentru animal, cât și pentru reprezentanții instituțiilor statului. Așa se va proceda și în cazul celorlalți urși, pentru că de mutat înțeleg că vor fi mutați toți. Pentru fiecare exemplar de urs va fi înaintată o documentație pentru a obține autorizarea Ministerului Mediului, ceea ce vă spuneam și mai devreme, fiind obținută pentru acest exemplar de urs, ceea ce cred că este relevant și cred că trebuie reținut este că, poate o să mă întrebați, dar de ce pentru acesta și nu pentru altul? Pentru că s-a făcut o prioritizare a nivelului de pericol al animalelor de pe Transfăgărășan, al urșilor care sunt pe Transfăgărășan, această ursoaică cu un pui fiind unul dintre cei mai agresivi sau cu un potențial ridicat de pericol. În egală măsură aș vrea să mai fac o precizare și cred că este relevant, având în vedere că în perioada următoare se va desfășura procedura de relocare pe Transfăgărășan. Cred că important pentru noi toți este să lăsăm autoritățile să-și facă datoria și important pentru ca autoritățile să-și poată face datoria în condiții de siguranță este ca oamenii care vor circula în perioada următoare pe Transfăgărășan să nu se mai oprească în dreptul urșilor, să nu îi hrănească și să lase instituțiile statului să intervină. Cred că trebuie să încetăm cu această formă de a ne manifesta și cred în egală măsură că trebuie să ne oprim inclusiv din a promova o asemenea formă de turism, pentru că din păcate sunt unii care au făcut din asta o formă de turism și ajungem în situația de a-i pune pe oameni în pericol. Să ne spuneți, vă rugăm, dacă este foarte complicată această procedură. Da, este atât complicată cât și periculoasă. Noi suntem expuși în permanență riscului de a fi, nu știu, în pericol. Ați mai întâlnit această ursoaică pe care urmează să o relocați astăzi sau când va fi posibil? De 4-5 ani este pe Transfăgărășan. Acum am hotărât că în momentul, anul ăsta, când a ieșit cu puiul, a devenit agresiv. Și locul pe care și l-a ales eu aici e foarte frecventat. Și am avut multe evenimente cu turiști și chiar cu noi, când am venit la acțiunile de îndepărtare, devine agresiv. Cum veți proceda, practic? Capcana pe care am pregătit-o aici, la momentul ăsta, este o capcană cu posibilitate de declanșare automată sau manual. Pentru cazul ăsta vom acționa cu declanșare manuală, pentru că e vorba de o femelă cu un pui și nu vrem să riscăm să prindem doar unul dintre ei. Am vrea să-i prindem pe amândoi deodată, să nu mai fie nevoie de tranquilizare și alte, să ne punem la alte riscuri, nici pe noi, nici pe ei. Nu puteți estima, înțeleg, cât va dura relocarea. Atâtea relocări câte am făcut noi, niciun an asemănat cu celălalt. Adică poate dura o zi sau poate dura o săptămână sau chiar mai mult. Mulțumim frumos! Să ne spune...